Printre cele mai puternice rugăciuni se numără și psalmii, care sunt considerați a fi ajutorul dat de Dumnezeu oamenilor de rând. În toți psalmii, David ne arată puterea cea mare și tăria mai presus de toate a lui Iisus Hristos. Preoții recomandă citirea psalmilor în funcție de starea noastră sufletească, în mod aleatoriu. Când sunt citiți cu smerenie, cu postire și cu binecuvântare, psalmii se arată a fi rugăciuni puternice, chiar și atunci când rugătorul nu înțelege toate cele citite. Pe alocuri, unii psalmi sunt mai greu de înțeles decât alții, însă chiar și așa, ei nu trebuie ocoliți, deoarece precum îndemna Sfântul Ambrozie de la Optina, tu nu înțelegi, dar diavolii înțeleg foarte bine și fug departe de tine. Având în vedere războiul declanșat de Rusia în Ucraina, considerăm și noi că este necesar să ne rugăm pentru pacea între popoare, citind câțiva psalmi care sunt rugăciuni extraordinar de puternice către Dumnezeu. Să citim psalmi din tot sufletul, cu toată smerenia, pentru ca Dumnezeu să arate milă lumii și pentru ca Dumnezeu să lumineze neamurile și să devină prietenoase și oamenii să afle pace. Psalmul 3. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit. Sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Psalmul 84. Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-u te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-n-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Psalmul 99. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi, poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă,
și în curțile lui, cu cântări, lăudați-l pe el. Cântați numele lui, că bun este Domnul, în veac este mila lui și din neam în neam adevărul lui. Psalmul 101. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă. Să nu întorci fața ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea ta. În orice zi te voi chema, de grabă auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat-o m-am cu pelicanul din pustiu, ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau, că cenușe am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina urgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea ta din neam în neam. Sculându-te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii tăi pietrele lui și de țărâna lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Că va ziti Domnul Sionul și se va arăta întru slava sa. Căutat aspre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a lui Domnul din cer, pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți. Să vestească în Sion numele Domnului și lauda lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile, ca să slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei lui: vestește-mi puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar tu vei rămâne. Și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar tu același ești și anii tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Psalmul 107. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru inima mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al lui. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad,
și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, legiuitorul meu, Moab, vas al spălării mele. Spre Idumea voi arunca încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ieșim din necaz, că deșartă este izbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Psalmul 117. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie și de izbăvire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului. Drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântat-o v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu, și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Psalmul 120. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel.
Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta, ieșirea ta, de acum și până în veac. Psalmul 124. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său, de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea. Pace peste Israel! Psalmul 131. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în lăcașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu vioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratus a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecului tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte. Pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Psalmul 133. Iată, acum binecuvântați pe Domnul, toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul.